până de curând, în cel mai mare oraș al României, erau până în 70 de locuri la ATI rezervate bolnavilor de COVID. În ultimele săptămâni, autoritățile s-au mobilizat să pregătească alte câteva zeci. Șeful DSU speră că în viitorul apropiat și secția de terapie intensivă de la Institutul Matei Balș să fie mărită cu 20 de paturi, urmând ca specialiștii să fie aduși de la Spitalul Universitar. Am reușit să suplimentăm așa, deci la Spitalul Ilfov, care a fost transformat în COVID, 15 locuri, la Spitalul Militar Rol 2 s-au mai adăugat 7 locuri de terapie intensivă și, bineînțeles, modulul de la Elias, care vine cu încă 14-16 locuri funcționale. În prezent, România are în jur de 900 de locuri la ATI COVID, iar pacienții cu probleme grave sunt 458, potrivit ultimei raportări. Cum cazurile nu sunt repartizate uniform, sunt zone în care terapiile intensive sunt solicitate de săptămâni bune. Secția de terapie intensivă a Institutului Marius Nasta este de 3 săptămâni la capacitate maximă. Fiecare pat care se liberează este ocupat în următoarele ore de un pacient care are nevoie de asistență medicală, fiind în stare critică. Acest număr de paturi a fost crescut semnificativ și constant de 4 luni de zile. Am prezentat aceste date și aceste grafice. Există posibilitatea să-l creștem în continuare dacă va fi nevoie să reconvertim alte paturi din zona non-COVID pentru a îngriji pacienți infectați. Cea mai mare problemă a autorităților nu o reprezintă însă numărul de paturi dotate cu echipamente performante, ci personalul calificat, medici și asistente. Specialiștii sunt deja extenuați după aproape 5 luni de pandemie. O creștere bruscă a numărului de cazuri grave ar putea bloca sistemul medical. Potrivit statisticilor oficiale, România are în prezent în jur de 1000 de medici de terapie intensivă, dar ar avea nevoie de vreo 3000. Ministerul Sănătății folosește și rezidenții, în jur de vreo 800, însă chiar și așa numărul este insuficient. Pentru Telejurnal, Adelin Petrișor și Romeo Stancu.